Bă, cui era dor să audă această bestie pornind? În următoarele momente îi dăm drumul. Fiți atenți. Ia uitați aici. A luat-o, băi. La sfert de cheie. A luat-o la sfert de cheie. Această mirobolantă lovitură. Nu se spune de unde e făcută. Am încercat să o împing așa. Ia uite. S-a încercat. Aparent mai nou. Projos, să nu mai fac chestiile astea. Aparent, după ce în clipul anterior am făcut curățenie cap-coadă, bec, muncă câțiva băieți. Mai nou. Revenim. Acum e cojină din nou. Începem să facem curățenie. Sezonul 2. Episodul 2. Ăștia le punem aici. Dacă vă durați aici, nu e ceva interzis. O să-l folosim mai târziu. Hai să-l aruncăm. Am băut multe cafele, știu. Ai băut vreo 10 cafele. 11 chiar. Schweppes, Hell, Fanta, Cola, Red Bull. Nu sponsorizăm, nu sponsorizăm. Aoleu, o ținu invers. Mi-am luat și parasolar. Să-ți încarci bateria sau deci? Nu, să pun aici ca să nu mai ardă. Da, știu ce spui. Pachete de țigări. Mamă, a fugit doza. Bă, stai așa. Aparent bate vântul. Și nu trebuie să le aruncăm pe jos, le punem în... Dar nu mă, că eu sunt dobitoc, mă, stai așa. Stai așa. Avem aici în spate cutia de la boxă. O golincă nu ne mai trebuie. Și le strângem aici. Gol. Sali. Vrei să mă dai cu cafea pe mine? Nu, no, că eu sunt goale toate. Scuzați vântul, băieții. Le luăm de pe jos, că a început să bată vântul și nu vrem să ajungă pe la vecini prin curte. Asta e lucruri interzise. O, da, am băut, bă, nu glumă. A, mie îmi spui. N-am stat decât două zile în ea. Ce ai spus? N-am stat decât două zile în ea. Câteva ore în două zile. Bine, câteva ore bune. Am și în spate, nu te grăbi. A, am uitat. Feri, ce fac eu? Ăștia o să le păstrăm, că ne trebuiesc. Acolo jos sunt cablurile. Cablurile de curent. Ăștia le punem în torpedo. Bă, poți să oprești motorul dacă vrei. Atât. Și acum începe cu adevărat clipul. Da, așa. Și anume să facem și noi o șustă, o pornire de aia din mașină. Ce să faci, ce? O șustă, o pornire din mașină. A. Și pentru care vrea să audă la 1800 de cai a ei. Îți dai seama. Gata, oh, ne omoară vecinii. Să vadă nu că vom curăța mașina și anume dăm matiz, sigla, Daevo, jos, față, spate. Dar întrebarea e cum se face asta, că eu nu știu. Dar tu crezi că merge cu asta?
Că nu mi se pare... Bă, eu zic că da. Nu ți se pare foarte groasă? Da. E pață dentară, tăi. Da, Johnule, da. Eu când am văzut la alții, aveau față de... Da, știu ce zici. A, de cal. Dar știi care există? A? Știi vorba aia, dacă nu riști, nu câștigi. Da, într-adevăr, dar... Urați-mi noroc. Hai să vedem. Trebuie să-i prindem gaură aici. Merge, vă spusei. Life hack. Și apare să dă repede jos. Bine că o să rămână... lipici. Dar nu e problemă, ia mecanicul la poliș. Domnul, dacă vezi asta, nu, s-a rupt. E bine că avem un metru aici. Un metru? Ce metru ăsta? Cred că are 50 cm. Dar jumate e dat jos. În prima siglă. Hai. Hai cu tata. Hai. Bine, nu știu cum o să se dea aici, că aici văd că e cam îndoit. Și nu știu cum intră ațușca asta. Hai, bă, ce mișto se dă! Și acum o să cadă direct jos. Nu știu una, că nu vreau să fie cu tremur. Ia, ia, momentul adevărului. Ia uite. A căzut. O luăm de aici, că poate călcăm pe ea și nu vreau. Că chiar e mișto. Chiar e mișto sigla de aici. Mașina? Mașina... Și aici mai scrie puțin bine, Matiz. Că, da, aici trebuie polișat, că e lipici. Dar da. Nu e problemă. Dacă nu putem să îndreptăm probagajul, îl schimbăm. Eu zic să le iei frumos pe rând. Acum urmează... Normal. Hai cu sigla. Bă, așa e ușor, dar jos, mă, știi ce? Că e mașina veche, e lipiciul de aproape dus. Da. E rezistență, că dacă mă puneai să fac la una nouă, slabe șanse. Stăteam cel puțin vreo 4-5 ore. Na. S-ar pierd. Bă. Măcar merge. Bă, da. Nu mă așteptam la chestia asta. Chiar dacă se rupe, chiar dacă nu se rupe. Mamă, ce mai greu. Uite. Mi se blocă ceva aici. Ia să iau din partea asta. N-ar fi o idee, da. Dar aici nu intră. Peri TV aici concentrat. Uh-huh. O, din partea asta. Bă, asta cred că se dă jos, nu? Doar să-l forțez puțin. Nu prea vreau. O las baltă. Momentan. Trecem la următoarea, că dacă se rupe în continuu... Nu mai facem nimic. Așa că... Măcar ăștia două să le dăm jos. A, uite, cum trec prin jumătatea asta. Uh-huh. Da, e lipiciul și ruginit, pe partea alaltă e plin de rugină. Dai seama. Ce, uite ce ușor se dă. Abia aștept. Moment satisfying. Nu vezi tu câtă rugină are. Slow motion. Hai. Hai. Nu vrea. Ba da. Ia uite-o. Bă, dar e frumos așa. Negru. Ești nebun la cap? Ce frumos, mă! Jumate din treabă făcută. Hai să încercăm... Bă, ce-o să le pun în mașină, că mie că poate mi-l ia vântul. Zici? Da. Hai la partea din față. Elementele. Și la final de proiect o să le punem înapoi cu altă culoare. Dar nu vă spun ce culoare. Rămâneți până la finalul proiectului. E prins în ceva, mă. E prins rău în ceva. Să fie în șurub? Na, nu prea cred. Zici? Nu e, vezi? Ia stai așa. Uite ce mă speriei. Pe bune? Bă, nu știam ce vrei să fac. Pa. Stai așa? Mecanic. Da, motor de 4-4 benzină.
Mulți zic că e 08, dar nu, e 4-4. 4-4 rupe asfalt. Ia să încerc așa. Poate, poate. Bine, știi că nu prea are... Da. Nu prea are sens chestia asta. Bine, să dau ăștia jos. Dar văd că aici și are un arc. Dacă nu-l pun bine înapoi... S-ar putea să rămâi fără capotă. Deci, mai bine nu te risca. Am înduit-o iarăși. E clar, încă o sumă cheltuită. Da, mai pus încep aici. Prins în... Ba nu. Aha. Până mâine dimineață reușești. Da. Deci aparent trebuie să caut o capotă fix ca asta cu două găuri. Da. Cum se leagă mie, mă? Scuzați-mă pe mine, pentru că când îmi căutam eu matiz, am mai văzut matiz, dar cu găuri aici. Și am crezut... Da, știu. Dar sigla o aveau, dar aveau încă găurile. Cum? Nu știu, dacă știți voi cum, scrieți în comentarii. Hei, cât trăiești, înveți. Ce zici, asta să fie la fel? Da, da, trebuie automat. Da, trebuie să le desfac cumva din partea asta. Să o fac să intre pe partea asta. Atât! Hai, încă două ori și problemă rezolvată. O curățăm o leacă. Da. Ia să vedem. Da. Ia opriți în două găuri. Dar vreau să văd ceva. Unde vin găurile ăștia în spate? Așa că luăm frumos cheiuța. Nici un alta secretă. Aha, dracu vede aici. Țeapă. Țeapă, țeapă, țeapă. Mai trezi, ascultă muzică. Ok. Ia, ia. Aha. Nu zic că o să mai închide, ești nebun la cap. Acum, domnul meu, te invit în mașină și nu pe partea șoferului, pentru că ăla sunt eu. Da, asta s-a strâns dintr-un matiz în două zile. O cutie plină. Opa, așa. Se pare că chestia cu ața dentară, să dai siglele și cu elementele cromatice jos, chiar merge. Dacă vreți și voi. Dacă vreți și voi. Recomand. Că eu te credem și o să văd. Da, Evo. Cele două sigle. Adică, mă, ce blic sunt. Și acum dacă le vede mai mea, ce făcuși? Cele două sigle. Da, Evo. Și matizul unde? Uite aici, între scaune. Bă, acum o să vă pun o întrebare. Ce culoare vreți să le fac? Scrieți-i comentarii. Și până la un alt episod din proiectul cu matizul, like, share, subscribe, iar dacă nu dai subscribe, ești blangiu.